Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bună seara, bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook, ca de obicei. Mâine, guvernul PSD-PNL-UDMR își intră în pâine, pentru că va primi foarte, foarte probabil votul Parlamentului. Va depune și jurământul și de mâine deschidem un nou capitol. Întrebarea de pe buzele foarte multora este cât va dura capitolul ăsta până când se va transforma în altceva și se va mai scrie un alt capitol în politica românească și așa mai departe. Deocamdată ce știm însă este că foștii parteneri de guvernare ai celor de la PNL, USR Plus, intră oficial, formal, în opoziție. Invitatul acestei ediții, președintele USR Plus, Dacian Cioloș, bună seara, bun venit! Bună seara și bine v-am găsit! Îi invit și pe ascultătorii noștri să ne sune la 0372069599 pentru întrebări, pentru puncte de vedere legate de tabloul politic al momentului, unul care, mă rog, se tot schimbă, domnule Cioloș, da, și s-a tot schimbat cumva în astea două luni și jumătate de criză. Dacă ne uităm la parcursul acestor două luni și jumătate, acum și văzând ce s-a întâmplat cu ce s-a finalizat, cum arată pentru dumneavoastră parcursul ăsta din moment, de la 1 septembrie, din momentul în care ați plecat, din, ați anunțat că plecați din guvern? Da, acum am mai spus-o, practic am fost dați afară atunci când protocolul de coaliție a fost încălcat așa în mod flagrant, brutal și a doua oară cu demiterea unui ministru fără o discuție cu noi. Apropo, văd că acum l-am auzit pe domnul Bode care zicea, domnule, hai, trebuie să ne ținem acum de protocol și să fie foarte clar în ce condiții se poate schimba un ministru ca să nu mai pățim cum am pățit. Eu mă bucur că măcar acum recunosc, mă rog, când se duc cu PSD-ul, recunosc faptul că a fost un abuz din partea premierului. Deci, dar ce credeți că de data asta se va schimba ceva? Adică protocoalele astea pe care le tot semnează politicienii n-a ținut cu dumneavoastră, poate o să țină sau nu o să țină și cu, nici cu PSD-ul, dar mă rog. Sigur, eu ce vreau să spun e că a fost tot reproșat că din cauza noastră s-a rupt coaliția. Acum spuneam, mă bucur că l-am auzit pe domnul Bode, care a recunoscut că asta a fost o problemă care într-adevăr a tensionat lucrurile pentru că nu pot să lucrez într-un guvern de coaliție decât pe bază de încredere și de respect reciproc, dincolo de toate documentele pe care le semnez. Și când încrederea asta e pierdută, pentru că există un comportament din ăsta unilateral, nu mai poți să lucrezi într-un guvern de coaliție unde te duci acolo să iei decizii pentru oameni, nu te duci doar de dragul partenerului. Și de asta trebuie un minim de respect. Bun, de atunci încoace, pentru că problema noastră a fost asta a premierului, că n-aveam un premier cu care să putem lucra și care să fie capabil să țină împreună partenerii dintr-o coaliție, singurul lucru pe care l-am cerut noi a fost schimbarea premierului. De acolo încolo am zis, avem program de guvernare bun, avem o echipă guvernamentală care funcționează, mai aveam de clarificat, pentru că lucrul a avansat între timp, și bugetul pentru anul viitor ca să stabilim și prioritățile. Și astea sunt lucrurile cu care noi am tot mers în discuțiile sau de câte ori am fost abordați de cei de la PNL, formal sau informal, apropo de refacerea coaliției. Însă PNL-ul n-a avut niciodată mandat de refacerea coaliției cu USR-ul, practic, de când am fost dați afară din guvern. Florin Câțu a vrut neapărat să fie premier și asta s-a văzut și la negocierile cu PSD-ul. Până în ultima secundă, până când, mă rog, s-a întâmplat ceva, nu știm ce s-a întâmplat, au dat pe din afară, s-a terminat răbdarea colegilor lui din PNL, s-a terminat răbdarea lui Klaus Iohannis, până în ultima secundă Florin Câțu a vrut să fie premier într-o coaliție cu ambele partide, a încercat același lucru. Și aici e ceva interesant, cu dumneavoastră, mă rog, dumneavoastră n-ați acceptat și atunci s-a întors către PSD. În cele din urmă însă, deși nici PSD-ul nu l-a acceptat ca premier, totuși coaliția s-a făcut cu PSD-ul. Nu s-au întors la dumneavoastră. Ce vă spune chestia asta? Acum eu știu că să se ducă la PSD? Au fost foarte clare lucrurile, nu doar la noi. Eu l-am auzit și pe domnul Ciolacu de mai multe ori și alți lideri PSD care au spus că nu vor accepta un guvern condus de Florin Câțu. Eu cred că lucrurile astea erau clare de la început. Păi da, dar pentru ei s-a făcut un efort, ca să zic așa, păi final. Asta spun. O sforțare finală. De asta spun că așa cum privim lucrurile acum, aproape că putem trage concluzia că a fost cumva premeditată treaba asta, pentru că, încă o dată, PNL-ul nu a avut mandat, sau conducerea PNL
n-a luat mandat niciodată să negocieze cu USR-ul, dar a luat mandat să negocieze cu PSD-ul și imediat ce l-a primit, a demarat negocierile. Vreau să reamintesc, atunci când domnul Ciucă a fost desemnat premier după ce propunerea noastră de guvern a picat în Parlament și domnul Ciucă a fost desemnat premier prima dată, a venit la noi într-adevăr și m-a sunat și apoi chiar ne-am întâlnit, dar mi-a spus de la început același lucru. Domnul Cioloș, nu am mandat să negociez o majoritate, un guvern de coaliție cu USR-ul înăuntru, ci doar să vă cer sprijinul pentru un guvern minoritar. Și eu am spus atunci, da, domnul Ciucă, sunteți un om serios. Care ar fi ideea? De ce să susținem noi un guvern minoritar când noi vrem să intrăm la guvernare? Adică noi susținem un guvern în care să facem parte. Pretenție. Mă rog, era clar că nu o să se întâmple. Nici bun, noastră, nici eu nu vorbesc de ce au discutat cu PSD-ul. Dar... a fost un pas formal, va desemna pe dumneavoastră președintele, pe urmă l-a desemnat pe Ciucă, președintele, de fiecare dată să faceți un guvern. Bun, ei au venit cu guvern minoritar, nu s-a întâmplat nimic, era clar la ce se va ajunge. PNL-ul declarativ... a spus de mai multe ori că declarativ a luat poziția că vor să refacă coaliția. Dar n-am simțit niciodată un efort de a, într-adevăr, de a ne așeza la masă să discutăm serios. Pentru că atunci când am avut schimbul acela de opinii între reprezentanții PNL și USR, după ce domnul Ciucă n-a reușit să facă o majoritate pentru un guvern minoritar, apoi președintele a spus întâi să discute partidele, PNL au venit într-adevăr la noi și noi atunci am spus că suntem dispuși să negociem mai multe lucruri, dar să avem un premier cu care să putem lucra. Având în vedere de atunci încolo n-au mai fost alte discuții serioase de refacerea coaliției. Și alte discuții între dumneavoastră și președintele Iohannis? Nu, cu președintele Iohannis n-am discutat, am discutat cu cei din conducerea PNL. Da, cu ei am discutat de mai multe ori. Practic din acea zi, aproape zilnic, dacă nu zilnic, măcar tot a doua zi, am discutat cu Florin Câțu. Vă întreb pentru că pare destul de limpede în momentul ăsta, sau cel puțin așa se vede de la mine, că președintele Iohannis și-a dorit această coaliție cu PSD-ul mult mai mult decât și-a dorit-o pe cea cu USR Plus și a făcut tot posibilul să se ajungă aici. Repet, având în vedere că a presat împreună cu conducerea PNL, alta decât Câțu, ca domnul Câțu să renunțe până la urmă să mai fie premier și să se deblocheze odată lucrurile și să se facă odată coaliția cu... Am văzut la luni, la consultările la care n-ați fost, că a zis mă bucur că s-a ajuns în situația asta. În nu, domnul Ușat, consultările au fost înainte. În acea zi n-au mai fost consultări pentru că totul era stabilit. Adică să știa care e majoritatea, să știa cine e premierul, să discuta deja de împărțirea ministerelor, chiar a secretarilor de stat. Eu știu că, chiar din presă am aflat, că în urmă, înainte de acele așa zise consultări, cu câteva zile înainte, președintele avusese o întâlnire informală cu președinții celor trei partide ca să stabilească cine va fi premierul desemnat. Deci, noi de asta n-am mai mers, pentru că n-avea sens. Ele nu mai erau consultări. Consultări ar fi fost dacă eram întrebați de președinte ce părere avem de refacerea coaliției înainte. Atunci când domnul Ciucă, care s-a dus cu un mandat de guvern minoritar, n-a reușit să-l formeze, atunci, dacă am fi fost întrebați, am fi spus și președintelui ceea ce am spus și celor de la PNL, că suntem gata să refacem coaliția dacă ne punem de acord pe niște lucruri. E limpede că dacă președintele voia, se întâmpla chestia asta, pentru că vroiau foarte mulți dintre liderii PNL, am văzut ce ruptură a ieșit între timp și atunci vă întreb, după dumneavoastră, de ce a vrut Klaus Iohannis o coaliție PNL-PSD? Nu știu, asta voie cred că... clară, mai clară intenția cred că acum? Dânsul trebuie să răspundă și nu atât nouă, ci trebuie să răspundă electoratului care l-a votat tocmai pentru că a făcut două campanii electorale pentru statul de drept, pentru lupta împotriva corupției, pentru reformarea și modernizarea României și a statului, lucruri pe care PSD-ul le-a subminat și dânsul a fost foarte ferm împotriva PSD-ului de mai multe ori. Dânsul a câștigat, aș îndrăzni să spun, două mandate pe o campanie împotriva PSD-ului, căruia nu doar că i-a dat șanse atunci pe vremea lui Dragnea cu 2-3 premieri chiar,
Dar iată că îi mai dă o șansă acum cu propriul partid, cu partidul pe care îl dirigează, de fapt. N-au premierul, dar au mai multe ministere, au poziții cheie negociate la sânge în acest guvern. Acum, nu pot să nu vă întreb asta și am bănuiala, de fapt am și văzut pe rețelele de socializare multe mesaje în sensul ăsta. Dacă n-aveți, vă face și dumneavoastră un reproș că văzând în punctul în care se va ajunge, și anume coaliția asta cu PSD-ul, nu știu, n-ați găsit o formulă de compromis ca totuși să-i motivați pe cei de la PNL să lucrați împreună în continuare? Adică... Da, cum să nu, dar am încercat să facem lucrul ăsta, asta vă spun. Și după ce am fost dați afară din guvern, practic, am încercat să facem lucrul acesta, să-i convingem pe cei de la PNL că putem lucra împreună. Evident, dacă acele angajamente din programul de guvernare chiar erau serioase și din partea lor și vroiau și vor în continuare să se întâmple reformele respective. Dar mă refer la persoana lui Câțu până la urmă, adică dacă nu, cel mai mic în alegerea asta. Persoana lui Câțu, aici nu e vorba de persoana lui Câțu. Uitați, până la urmă, tot fără Câțu se face guvernul, doar că se face cu PSD-ul. Bun, și atunci... dar e decizia PNL-ului asta, sunteți de acord. Sigur. Bun. Și în această situație s-a ajuns la concluzia că Florin Câțu nu poate fi premier. Acum, noi am încercat cu Florin Câțu și chiar la câteva luni după instalarea guvernului am avut un ministru dat afară așa intempestiv, fără să se țină cont de nicio regulă din protocolul coaliției și am înghițit-o atunci. Apoi, am avut mai multe proiecte de reforme pe care ne angajasem împreună că o să le facem, și cel legat de politizarea administrației publice, apropo de eficiența statului, și cel legat de desființarea pensiilor speciale, pentru că era nevoie de bani și iată că până la urmă și în PNRR avem reforma sistemului de pensii, și desființarea SIJ, nu pentru că avem noi obsesie cu desființarea SIJ, ci pentru că asta ar deschide calea către închiderea MCV-ului, către negocierea apoi a aderării la spațiul Schengen. De asta era nevoie de eliminarea SIJ. Și pe toate lucrurile acestea am tot fost amânați. Nu s-au întâmplat. Noi am intrat în guvern ca să participăm la realizarea unor reforme, să modernizăm România, ca asta le-am spus oamenilor. N-am intrat nici de dragul lui Câțu, dar nici împotriva lui, n-am intrat nici de dragul PNL-ului sau a lui Klaus Iohannis, ci pentru că ne-am luat niște angajamente. Era vorba, nu știu, de genul ăsta de abordare, domnule, rezistăm acolo, chiar cu capriciile lui Câțu, de dragul de a nu aduce, iată, pentru că bănuiesc că v-ați prins între timp care e direcția, de dragul de a nu aduce PNL-ul, PSD-ul la guvernare și, mă rog, să dezamăgim electoratul propriu, că sigur, bănuiesc că față de el aveți prima... Rezistăm ca să ce? Ca să facem niște lucruri, nu? Da. Sunteți de acord că nu stai în guvern doar de dragul de a fi acolo, ca să nu fie altul. Stai ca să faci niște lucruri, că asta înseamnă să guvernezi o țară. Da, pe la asta mă refer, la vă promova proiectele, nu să ocupați fotolile din guvern. În momentul în care în aceeași zi, premierul forțează pe ordinea de zi a guvernului coaliției un proiect care angajează România la 10 miliarde de lei fără să aștepte acordul partenerilor, cu toate că cu două zile înainte noi discutasem despre niște amendamente pe care le aveam la acel programul proiect. Angel Salini, ziceți, da. Și în aceeași zi ministrul justiției e demis pentru că n-a vrut să semneze la ordinul premierului acel document, cu toate că el, ministrul justiției, considera că e ilegal. Și dacă noi rămâneam în guvern în situația asta, n-am fi semnat că suntem acolo doar de formă ca să îndeplinim dorințele personale ale lui Florin Câțu, pentru că și PNRR-ul a fost dorința personală a lui Florin Câțu ca să-și poată cumpăra alegerea de președinte în PNL, și eliminarea ministrului justiției a fost dorința lui personală, pentru că n-a fost în acord cu noi. Dar după ce lucrurile acestea s-au întâmplat și, bun, a fost evident că cu un astfel de comportament al premierului n-ai cum să ai un guvern, că e vorba de un guvern, nu e vorba de o echipă personală acolo a lui Florin Câțu, n-ai cum să ai un guvern. Și noi am spus, suntem gata să lucrăm împreună, dar haideți, PNL, că voi aveți dreptul să puneți premierul, haideți cu un om care
Să poată să gestioneze o echipă a unui guvern. Acum vă pregătiți de opoziție și, cum ziceam la început, nu știe nimeni cât va dura coaliția asta. S-ar putea să se rupă după un an jumate, când ar veni momentul rotației premierilor, s-ar putea să rupe mai devreme. Întrebarea este, bănuiesc, nu, că dumneavoastră sunt rămâneți în continuare dispuși să vă întoarceți la guvernare, la o guvernare de dreapta, cu PNL-ul, că cu altcineva nu e cu cine în acest moment. Și atunci vă întreb dacă Florin Câțu va fi și atunci președintele PNL peste câteva luni și zice, vreau să scap de PSD, pentru că mă încurcă, nu mai vreau cu ei. Vreau să mă întorc la coaliția cu USR Plus, dar vreau să fiu premier, că în condiția aceeași, că sunt președinte de partid și am ambiția asta în viață, să fiu și președinte de partid și premier, că altfel nu se poate. Ce ați face? Păi știți foarte bine răspunsul. Deci aici e inutil să mai discutăm și văd că de două luni de zile, practic, e aceeași placă care ni se pune. Bun. Da, dacă Florin Câțu, deci, da, dacă Florin Câțu. Deci dacă PNL-ul mai vrea cu USR Plus la guvernare, trebuie să fie fără Florin Câțu premier, asta e ideea. Da, nu, trebuie să fie cu un premier cu care să se poată lucra. Florin Câțu a demonstrat că nu poate lucra. Nu, că blocajul s-ar putea să fie același. Florin Câțu să fie președinte de partid și să zică că trebuie să fiu premier. Bun, hai să vedem. Că deja, uite, am înghițit să odată. Să aibă succes, să rămână președinte de partid în condițiile în care pare că aruncă în aer partidul. Că eu v-aș întreba care partid, care PNL? Ăla care zice trebuie să mergem cu PSD-ul? Sau ăla care zice că ar fi trebuit să rămânem cu USR-ul? Sau ăla la alt PNL care a ieșit din PNL? Cu care o să colaborați din postura de opozanți acum? Cu domnul oamenii Mușat, lui Orban? Noi vom colabora cu toți cei care își doresc o Românie modernă, reformată, care doresc să mențină liberalismul, pentru că noi n-am prea discutat despre lucrurile astea. I-am lăsat cu numele lor de partid. Dar singurul partid din România care e membru al familiei liberale europene e USR-ul. PNL-ul e membru al familiei populare europene, nu a familiei liberale. Și liberalism înseamnă și statul de drept, înseamnă și reforme, liberalism înseamnă și să oferi drepturi și oportunități cetățeanului, să lupți pentru bunăstare, să lupți împotriva corupției, să lupți pentru ca economia să fie funcțională. Ei, lucrurile astea o să le facem. Noi vom ține steagul unei mișcări politice modernizatoare, democratice, pro-europene și liberale în România, și toți cei care vor dori să se alăture unui astfel de proiect în perspectiva lui 2024 vor putea avea în noi un partener. Reamintesc numărul de telefon la care ne puteți suna să intrați în direct, 0372069599, astăzi cu Dacian Cioloș, președintele USR Plus. În opoziția asta sunteți alături de AUR, care e cât se poate... Nu suntem alături. Nu, alături în sensul în opoziție. Bun, mă rog, nu alături. Da. În opoziție sunt USR Plus și AUR. Două partide, asta mă pregăteam să zic, foarte diferite. Poli opuși, probabil în momentul ăsta fără nicio punte de colaborare, și atunci ce fel de opoziție eficientă poate fi? Că opoziția asta, de fapt, dacă vă referiți doar la dumneavoastră, e una de 10% din ponderea Parlamentului, nu? 13, 12, cât o mai fi, că nu mai îmi dau seama acum. Numai să nu vă imaginați că vreodată cineva în Parlament acceptă niște propuneri de dragul celui care le-a propus. Le acceptă pentru că știe că are în spate un electorat care are niște așteptări. Știe că sunt cetățenii în România acolo care vor vota și la viitoarele alegeri și vor vota și în funcție de ceea ce face un partid sau altul în Parlament sau la guvernare. Și atunci noi ne vom juca acest rol, să taxăm fiecare eroare sau fiecare decizie împotriva viziunii pe care o avem, așa cum v-am spus, una liberală de modernizarea României, de modernizarea statului, una în care cetățeanul, omul să fie pus în centru deciziei, statul trebuie să lucreze pentru cetățean și nu invers. Banii cetățeanului, fie că e antreprenor sau contribuabil, trebuie să fie cheltuiți cu chibzuință și cu transparență și cu eficiență. Ei, despre toate lucrurile astea, nu doar că vom vorbi, vom veni cu inițiative legislative. Avem în USR de data asta oameni care au fost în guvern și în 2016, în guvernul independent pe care l-am condus, dar oameni care au fost în guvern și acum, în ultimele luni, în ultimul an, deci oameni care au experiență și administrativă acum și în guvern, dar și în Parlament, și care vor ști să facă opoziție, vor ști să ia poziție la
deciziile pe care le va lua guvernul, vom veni cu inițiative legislative în Parlament, pentru că avem Planul Național de Redresare și Reziliență, care include și reforme, dar și fonduri pentru reformare și pentru modernizare, de care România are nevoie, un plan la care au lucrat în primul rând miniștrii USR și care a fost negociat. Coordonarea negocierii a fost asigurată de Cristian Ghinea și deci ne vom juca rolul. Apropo, există intenții ale celor de la PSD, cel puțin, că vor să schimbe. Eu le doresc mult succes, între ghilimele, pentru că a începe acum... Oportunie de mers ăsta, după dumneavoastră, sau cât de fezabil, până la urmă. A începe acum negocieri de modificare a PNR-ului înseamnă anularea aprobării lui, pentru că el încă n-a demarat, implementarea lui n-a început. Și deci dacă guvernul va cere acum renegocierea, practic va cere anularea aprobării lui și o renegociere, după care va trebui din nou aprobat, dacă Comisia Europeană va accepta lucrul ăsta. Deci e, din punctul meu de vedere, o sinucidere a guvernului în numele României, pentru că nu vom mai avea bani, nu vom mai avea acces la banii aceia imediat, nici la avans, nici la banii care pot veni după primele măsuri. Și în plus, nu știu ce vor obține mai mult. Cristian Ghinea și-a explicat foarte clar și concret ce și în ce condiții a negociat acolo. Și l-am auzit și îi mulțumesc pentru asta și îl felicit chiar pe Siegfried Mureșan, care e de la PNL, e unul dintre cei trei care în numele Parlamentului au negociat regulamentul european care finanțează acum PNRR-urile. Din cei trei care au negociat numele Parlamentului, doi sunt români. Unul e Dragoș Păslaru de la noi din partid, celălalt Siegfried Mureșan. Amândoi au avut aceeași poziție. Să ceară România acum renegociere înseamnă sinucidere. Stăm de vorbă și cu ascultătorii Europa FM. Îl salut pe Alexandru. Bună seara, Alexandru. Sunteți în direct. Bună seara, domnule Mușat, bună seara, domnule Cioloș. Bună seara. Domnule Cioloș, chiar dacă în primă fază USR-ul este un mare perdant, pe parcurs o să câștige foarte mult electorat. PNL-ul a pierdut masiv. Chiar dacă acum sunteți undeva jos, cu toate că eu nu am fost un votant de USR, dar acum, indiferent după câte s-a întâmplat, domnul Iohannis a intrat în istorie ca fiind cel mai slab președinte pe care l-a avut România fost decembristă. Deci, cu ce, cu faptele care s-au întâmplat în ultimele luni, a demonstrat că valoarea cuvântului pe care îl spune este egală cu zero. Și ziceți dumneavoastră, dacă, Alexandru, că asta, prin comparație sau, mă rog, în antiteză cumva, USR o să crească în opoziție în perioada. Mă învârt în grupul de niște oameni care au fost votanți de PNL și ar face orice, chiar să intre în partid. Ei erau niște oameni care nu erau aparținători politici. Uh-huh. Chiar demersul să intre în partid, în USR. Auziți, vă vin, să știți, să știți, domnul Alexandru, că sunt astfel de reacții. Eu am avut ocazia să discut cu membrii PNL, unii chiar marcanți. Nu vreau să dau nume aici, ca să nu le fac probleme, va fi decizia lor de fiecare dată, dar sunt membrii marcanți ai PNL care în momentul de față sunt foarte supărați pe decizia luată de Florin Câțu, practic, și, pentru că el a impus, ați văzut că au fost chiar situații în care înțeleg că în biroul lor politic a fost o discuție și el a spus public altceva, care sunt foarte supărați. De asta am și spus, noi rămânem în continuare coerenți cu ceea ce am spus de la început, încă din campanie. Noi ne dorim modernizarea României. Eu cred că au fost unii colegi de la PNL care au crezut că electoratul ăsta USR-ului e un moft, că sunt niște din ăștia cu mintea pe garduri, cu capul în nor, care își imaginează ei că în România pot fi făcute lucrurile așa, de pe o lună pe alta, de pe un an pe altul, mai bine, cu poveștile astea fără corupție, vrem o țară ca afară, că astea nu sunt fezabile în România și că aia care cred așa n-au decât să plece în altă parte. Și n-au luat în serios electoratul ăsta a USR-ului și așteptările lui, dar n-au avut nicio problemă să promită în campanie electorală
lucruri pe care le-am scos și noi în dezbatere publică, pentru că au văzut că asta atrage o parte din electorat și, exact cum spunea și Alexandru, să nu-și piardă partea aia de electorat care dorește totuși modernizarea României, au promis în campanie lucruri pe care, când era să le pună în practică, nu le-au acceptat pentru că le-ar fi deranjat niște jocuri interne. Depolitizarea ar fi însemnat să piardă o grămadă de sinecuri. Transparența fondurilor publice ar fi însemnat să nu mai poată da bani la primarilor așa doar pentru că sunt primarilor. Pentru că noi am spus că nu suntem împotriva investițiilor la nivel local, să dai bani primarilor să financeze proiecte. Dar am zis, trebuie să existe niște priorități naționale, trebuie să avem un sistem de monitorizare a felului în care sunt cheltuiți banii respectivi și trebuie să asigurăm transparența felului în care banii aia sunt cheltuiți, că într-adevăr au fost cheltuiți eficient și util. Ei, lucrurile astea, eu sper să existe cât mai mulți oameni ca Alexandru care să ne dea posibilitatea USR-ului în 2024, sau mai devreme, dacă vor fi alegeri mai devreme, probabil că nu vor fi alegeri anticipate, dar în cazul în care vor fi, când vor fi viitoarele alegeri, să avem posibilitatea să fim noi vioara întâi în guvern, da, ca să putem dacă să nu mai sunt alegeri împingem aceste reforme. Și pur și simplu se rupe coaliția asta, ați intrat din nou, până la alegerile la termen, ați intrat din nou la guvernare? În condițiile evident, pe care le-ați anunțat mai devreme. Sigur, de ce nu? Noi suntem un partid care vrea să guverneze ca să schimbe România în bine, evident. N-am intrat în politică doar să stăm să comentăm de pe margini. Mai era și teoria asta că e prea devreme să reveniți și că în perioada până în 2024 e timp pentru Astea sunt discuții de analist politic. Noi suntem politicieni care am intrat în politică să schimbăm România. Dacă avem posibilitatea să o facem pe bune, dar acum, sigur, și noi ne-am fript, pentru că am văzut ce înseamnă să fii partener cu oameni care una promit și alta fac. Vom căuta să ne asigurăm că, dacă va fi cazul, discutăm cu oameni serioși și sper eu să fie cât mai mulți oameni ca și Alexandru care să fie exigenți, chiar votanța ai PNL-ului, să fie exigenți cu felul în care PNL-ul își ține promisiunile. Ascultăm și pe altcineva în direct la Europa FM. Cătălin, sunteți în direct. Bună seara! Bună seara, Cătălin! Salut! Bună seara! Bună seara! Eu o să vă rog să ne adresăm la persoană, vorbim la persoană întâi, nu cu domnul și cu... E în regulă, Cătălin, te ascultăm. Asta e slugărdicie din partea mea, nu? Dacian, am fost la tine la ședință când ai sunt din Brașov, când ai venit acum 3 ani, nu știu, 2 ani, jumătate, 3 ani, când ai fost la Brașov, la Aropalas, acolo, am fost acolo la o ședință și am stat și am ascultat. Eu unul sunt foarte, foarte supărat. Pe tine, în primul rând, pentru că eu n-am fost niciodată un votant USR, eu am fost un votant plus. Dar că voi v-ați băgat cu USR-ul, e treaba voastră, eu am mers cu voi. Prostia a fost a mea. Pentru că, la fel, am votat și cu Klaus Iohannis pentru voi. Pentru că am fost un votant plus și m-am dus cu voi. Eu mă așteptam la voi să muriți cu dinții în gâtul lor. Înțelegi? Nu să fugiți. Voi pur și simplu ați fugit de la guvernare. Ați fugit. Ne-ați înșelat nouă votanților, adică mie unul, nu vorbesc în numele tu, vorbesc în numele meu. Eu unul m-am simțit trădat și înșelat pentru că eu am votat plusul ca să se lupte acolo. Știați foarte bine. Cum îți spui tu mie că tu ai încredere în Câțu care este un hoț? Dovedit de către autoritățile americane. A furat din bancă. Tocmai am spus că n-am încredere. Acceptăm afirmația asta, calminte, știți că trebuie probat orice fel de... Călin sau Cătălin? Cătălin. Cătălin. Tocmai asta am spus că nu am încredere în el și asta a fost motivul pentru care noi din primăvară, Cătălin, ne tot bate, miniștrii noștri de anul acesta din primăvară, de când Vlad Voiculescu a fost dat afară fără să fie argumentată revocarea respectivă, noi am rămas acolo și am făcut exact ce spui tu. Am ținut cu dinții de ceea ce am promis în campanie, de ce am pus în programul de guvernare. Am insistat de mai multe ori și în guvern și în ședințele de coaliție să mergem pe organizarea de concursuri pentru directori în școli, să nu împărțim pe criterii politice funcțiile de conducere a direcțiilor județene, a diferitelor ministere, să organizăm concursuri pentru asta.
pentru reforma în justiție, să facem agenția aceea de investiții pentru infrastructură în sănătate, pentru că aveam bani necheltuiți și consiliile județene, primăriile nu aveau capacitatea să pregătească proiecte serioase. Deci asta am făcut până în ultimul moment. Cred că e o diferență de filozofie aici, despre cât de mult ați rezistat, domnule Ciuruș, Exact, Cătălin spune că n-are încredere în Câțu și asta am spus și noi. Cu toată lipsa asta de încredere... Da, da, filozofia până... lui, înțeleg, este că trebuia să fiți acolo, lângă el, să-l cenzurați, sau, mă rog, în acest guvern, să fiți parte din actul guvernării. Am fost până când am putut să facem ceva. Dar în momentul în care el, ca premier, abuzează de poziția lui ca premier al coaliției și impune agenda guvernului, dacă ar fi trecut cu USR Plus în guvern acel PNDL cu cele 10 miliarde de lei angajate în numele României, fără niciun criteriu acolo, noi am fi fost părtași la acea decizie, chiar dacă eram împotrivă. Ne-ați explicat. Și au fost mai multe astfel de situații când acum suntem acuzați, de exemplu, de ce n-am ieșit de la guvernare atunci când Ioana Mihail a cerut bani ca să pregătească Ministerul Sănătății acest val al pandemiei și nu i-a primit. Rectificarea s-a tot amânat. Sunt comentatori care ne-au acuzat, au zis, dar ați fost în guvern. De ce n-ați luat poziție? Păi am luat poziție. De ce n-ați ieșit atunci din guvern? Pentru că n-ați putut să vă faceți treaba. Vedeți, ar trebui să găsim un punct de echilibru. Cât de mult să rămânem și până unde să acceptăm. E clar. Mircea, sunteți în direct cu noi. Bună seara! Bună seara celor din studio și ascultătorilor Europa FM și mă bucur tare mult că am reușit să prind această linie să intru în direct cu domnul Dacian Cioloș, pentru că sunt alegător USR, alegător foarte dezamăgit și foarte critic și al USR și sper să nu devin fost alegător USR. Vreau să atrag atenția domnului Dacian Cioloș că nu v-a răspuns la o întrebare. Probabil că nu are nici dumneavoastră un răspuns foarte clar, pentru că încă este o nedumerire la nivelul partidului și vreau să vă dau răspunsul așa cum îl văd eu din postura de alegător de cetățean al acestei țări. Întrebarea pe domnul Dacian nu v-a răspuns se referă la de ce credea dumnealui că nu a mai fost primit la guvernare. Că da, n-au fugit, cum a spus antevorbitorul meu, au fost dați afară de la guvernare. Percepția mea, și nu este numai a mea, este percepția, sunt antreprenor și am luat legătură, adică prin serviciul pe care prestez, iau legătură cu mulți oameni de afaceri. Impresia generală și opinia generală a celor cu care s-a încercat să lucreze este că, domnule, cu USR nu se poate lucra. Și nu că sunt intransigenți, nu vor să fure sau, doamne ferește, asta vreau să spun, că ar fi trebuit să fure sau nu. Cu USR nu se poate lucra din alt motiv. Asta e percepția pe care o am eu. Pentru că în momentul în care politicienii USR, în momentul în care au ajuns în funcție pentru care au fost aleși sau desemnați prin diverse numiri, s-au comportat ca și cum România ar fi fost reformată prin simpla lor alegere. Nu. România nu este deloc reformată, România este încă un stat înapoiat. Ei trebuiau să încerce să descurce prin mizeria politicii românești să reformeze acest stat și abia după aia să se comporte cum au încercat să se comporte. Chiar și domnul Dacian Cioloș mi-a confirmat adineauri ceea ce spun. Dumnezeu a încercat să facă, să schimbe modalitățile de numire, să schimbe... Asta nu însemna deja statul reformat. Nu. Reforma înseamnă altceva. Reforma ca și revoluția înseamnă modificarea majoră a unui stat. Revoluția se fac de jos în sus, reformele se fac de sus în jos. Dar au un element comun, se fac cu forța. Bun, interesant ce ne spuneți. Hai să auzim și răspunsul, că ne apropiem încet încet de final și poate mai facem loc cuiva. Mulțumesc tare mult, Mircea, e interesantă perspectiva. Da, schimbările de sus în jos nu se pot face cu forța. Se fac prin modificarea legii, se fac prin creșterea calității funcționarilor cu care tu ca ministru sau secretar de stat sau om numit politic lucrezi și într-adevăr lucrurile astea se fac în timp, dar se fac cu majorități. În democrație, schimbările astea despre care spui se fac cu majorități. În dictatură, acolo se fac impuse, de sus în jos, de către șeful. El impune, nu mai contează legea, nu mai contează dacă ai sau nu majoritate în Parlament, le impui. Într-o democrație, ca să poți să faci lucrurile astea, ai nevoie de majoritate. Noi n-am avut majoritate și atunci am încercat în ministerele pe care le-am condus să facem schimbările astea în limitele legii, acolo unde legea nu ne-a lăsat să facem schimbările care știm că erau necesare, am căutat să modificăm legea, pentru că unii dintre noi am avut și experiența din 2016, când am avut guvernul, dar n-am avut deloc parlamentul. Și atunci deja ne-am lovit, țineți minte că am căutat să facem anumite schimbări în funcționarea statului, să debirocratizăm, dar ne-am lovit în unele cazuri de legi
care trebuiau schimbate și n-am avut majoritate, și asta am încercat și de data asta, să schimbăm anumite legi, însă pentru că PNL-ul a avut alegeri interne în toamnă, multe din aceste decizii care erau în programul de guvernare n-au putut să treacă de Parlament, pentru că motivul a fost, domnule, hai să nu le punem acum pentru că deranjează pe unii colegi din partid, din PNL, și noi avem alegeri interne. Andrei, mai e loc dacă vă grăbiți cu un punct de vedere. Da. Andrei, bună seara! Da, bună seara! Bună seara. Foarte scurt aș vrea să fiu, că știu că suntem în criză de timp. L-aș întreba pe domnul Cioloș, apropo de guvernarea din 2016, guvernul de tehnocrați, eu mi-aduc aminte foarte bine și cred că și domnul Cioloș, că dânsul, atunci când a fost prim-ministru acelui guvern de tehnocrați, a spus răspicat de mai multe ori și foarte clar că dânsul nu va intra niciodată în politică. Ce ar putea să ne răspundă domnul Cioloș la această... E mai mult retorică. Mulțumesc, Andrei. Da, nu, eu nu țin minte să fi spus vreodată că nu voi intra niciodată în politică. Am spus atunci că nu voi candida și nu voi intra într-un partid câtă vreme sunt un prim-ministru independent, pentru că am primit un mandat, mi s-a oferit și am acceptat un mandat de prim-ministru independent, să conduc un guvern independent care să organizeze două rânduri de alegeri și că nu puteam fi și arbitru și jucător, și câtă vreme voi fi prim-ministru independent, nu voi intra într-un partid. Nu aveam eu intenția să intru nici după aceea. Însă la ceea ce s-a întâmplat apropo de domnul Grindeanu, care acum e vicepremier, în lumina publică, după ce s-a întâmplat cu ordonanța 13, inclusiv mie multă lume mi-a reproșat că pentru că n-am candidat eu în 2016 la alegerile din decembrie, că și din cauza asta a câștigat PSD-ul, eu nu cred că din cauza asta, pentru că eu atunci am fost foarte clar că nu voi candida și am explicat de ce, dar după aceea țineți minte că am încercat cu o inițiativă neguvernamentală, cu platforma România 100, care a fost asociație, și apoi am decis să intru aici, politică. În postura în care ați fost și la guvernare cu colegii din USR Plus și acum vă pregătiți de opoziție. De opoziția de dreapta, să zicem așa. Așa cum am spus, ne vom susține în continuare viziunea și obiectivele pentru care am intrat în politică. Am căutat să facem cât am fost la guvernare, vom continua să facem în opoziție și vom căuta să adunăm lângă noi cât mai multă lume care să ne dea posibilitatea și împreună să ajungem în situația în care să putem să facem aceste reforme de care România are nevoie. Dacian Cioloș, mulțumesc foarte mult, mulțumesc și celor care ne-au sunat și ne-au scris. Pe curând în Piața Victoriei. Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.